Și nu aveam un răspuns venit de la alții, prin alții sau așa, să spun. Și în momentul ăla am înțeles că Dumnezeu așteaptă ca eu să mă dedic, eu să tu iau o decizie. Da, să iau o decizie și vreau să vă spun că m-a ajutat enorm de mult. După câteva luni, când venea să. dacă aveam o gara aproape, urcam pentru că am slujit în băilești în județul Dolj Că am slujit. Dacă aveam o gară sau așa, am luam toate lucrurile și aș fi plecat. Dar mi-aduceam aminte că nu a venit trimiterea mea, nu a venit prin sora cu tare sau prin fratele cu tare, ci eu am semnat înaintea Domnului, eu am spus, da, vreau, trimitem. Poți Pot să zic prima, în prima zi când am ajuns acolo, Sudanul este, unde eram eu, eram la marginea deșertului Sahara. Și când am aterizat, pe lângă faptul că mi-a fost foarte rău pe avion, pentru că era avion ăsta de mic de 5 persoane. Și când am aterizat, nu vă imaginați că era o pistă frumos, asfaltată, era pământ. bătătorit. Oh, și și ne-am urcat într-o într mașină cu două locuri în față și în spate deschisă, pe toată lumea și bagajele noastre. Și eu eram deja în șoc. Vedeam ce vedeam oameni, vedeam tot era pustiu, era un pământ roșu. Am ajuns la bază, știam că sunt musulmani, nu știam, pot să stau, eram așa copleșite, pot să stau jos lângă ei, o să creadă că le fac avansuri. Am băut 5 litri de apă în ziua aceea de la căldură. Mi-era rău de la cât am bă apă am băut, dar trebuia să mai beau. Și am mers în căsuța mea de pământ și cu acoperiș de paie și m-am apucat de plâns și am zis, Doamne, Dumnezeule Mare, eu nu pot să stau aici. Eu nu știu cum, o să cum... pot să stau tre trei luni aici. Nu, 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 nu pot. Și în ziua aia, după masa, au venit la noi am, două femei din tribu care căruia trebuia să slujim. Și m-am îndrăgostit din momentul în care le-am văzut primată pe femeile astea, deși eu nu puteam să vorbesc cu ele. M-am îndrăgostit de ele. Și absolut orice, casa mi s-a părut palat. <laughs> Apa mi s-a părut sucul cel mai bun. Și căldura nici n-am mai simțit-o cât de fericită și încântată eram. Așa mă umplu dragostea lui Dumnezeu pentru femeile alea. Și am zis, Doamne, 10 ani dacă stau aici să pot să vorbesc cu ele, să mă împrietenesc și să le spun despre Dumnezeu. A, am zis, da, merită, merită. Iată-ne din nou împreună, dragi prieteni. Vă binecuvântăm în numele Domnului. Suntem împreună cu o nouă familie frumoasă. Astăzi gândul nostru va merge undeva departe, dar înainte să începem să discutăm cu ei, vreau să vă mulțumesc pentru atât de multe mesaje primite, multe încurajări și critici. Vă mulțumim că ați înțeles că împreună putem face ca lucrarea aceasta să ajungă la cât mai multe persoane și ați distribuit Domnul să vă binecuvinteze și suntem copleșiți de numărul mare de oameni care au urmărit acest emisiuni care vrem noi să le facem spre slava Domnului ne dorim ca toată slava să fie a Domnului. Astăzi împreună cu mine, familia Olteanu, fratele Sami, sora Alexandra, vă mulțumesc mult că ați acceptat să veniți. Da, și noi mulțumim pentru invitație și dorim ca Dumnezeu să vă binecuvinteze. Ne acceptăm binecuvântările. <laughs> să Da, foarte, foarte bine. <laughs> e foarte bine, nu? Uh, am așa o bucurie mare, mai ales când văd familii care s-au dedicat Domnului 100%. Și voi sunteți una din, din acele familii. Uh, astăzi vrem să aflăm cine sunteți, de unde veniți și unde mergeți. Care e scopul vostru? Păi, ar trebui, cred că să începem cu cine suntem. Hai să vedem. <laughs> uh, eu o să. O să no, începem cu o mai mic. Eu, eu sunt mai mic. <laughs> da. Da. Am 32 de ani. Uh, Vin din partea banatului, chiar dacă acum locuiesc în Ardeal, în Turda, și vin dintr-o familie frumoasă, îmi place să spun bogată, suntem 16 frați inclusiv, adică și eu inclus în numărul ăsta frumos, o familie binecuvântată de Domnul și. Da, cam. Cam atât, cam atât. <laughs> Sora Alexandra. Și eu ca, o, eu, ca și eu, completare și la el. Eu sunt uh, din Ardeal, eu sunt de lângă Cluj, uh, sunt singură la părinți. Deci. <laughs> da. Foarte interesant. Da. Două lumi diferite. Da. da. Și totuși, așa, uh, și pentru noi vreau să zic că au fost. Uh, de la început, de când ne-am cunoscut, am realizat că suntem foarte diferiți și de multe ori ne gândeam, wow, cum o să funcționeze. Și în chemări, um, noi eram, eu am avut chemare de când m-am botezat, din asta fiind în 2014-2015, uh, scuze. Um, am avut chemare la misiune, eu când l-am întâlnit pe el, el slujea în Oltenia, el a zis, nu, pentru mine este România, pasiunea mea e România, pasiunea mea este Evangelizarea. Am zis. Oh. Hai să o să luăm, da. luăm pe rând, hai să luăm, hai să luăm un pic. Uh, Mi-ar place să ne povestesc cum v-ați descoperit voi chemarea la misiune. Da cum Dumnezeu v-a vorbit? Ști, eu știu că sunteți știu mai bine decât știți voi că știu eu da? că sunteți oameni rugăciunii uh, și îmi place foarte mult asta. Cum va descoperi Dumnezeu? Înainte de căsătorie, chemarea la fiecare. Eu știu că e diferit la voi. O să încep cu no. cea mai mare, sau cea mai veche chemarea adică a mea. Ok. Eu eram în 2015 la o conferință, nu 2015, doamne, 2005, scuze. În 2005 la o conferință pe Niel, la Cluj, și în ultima seară a fost o seară de evangelizare, și la finalul programului s-a făcut chemarea aceea normală pentru tineri să se dedice lui Dumnezeu. Dar, în același timp, predicatorul a zis: Simt din partea Domnului că aici sunt tineri, care eu trebuie să-i chem în seara asta să-și predea care sunt viața lui predată lui Dumnezeu, dar nu-i nu predată în slujba lui Dumnezeu. Adică se bucură de mântuire, se bucură de binecuvântare, dar nu, nu, nu s-au dedicat să dea ceva înapoi lui Dumnezeu. Și atunci eu am simțit așa. În timp ce mă rugam, Dumnezeu a zis deschide ochii. Și am deschis ochii și erau niște monitoare foarte mari și filmau fețele oamenilor care, care se predau lui Dumnezeu și plângeau și era așa de multă bucurie. Și le am auzit pe Dumnezeu pentru prima dată care au zis vizibil, au zis a, pentru asta vreau să te folosesc și pe tine. Și nu numai aici, ci până la marginile pământului. <laughs> și răspunsul meu a fost unul nu știu dacă tipic sau atipic, dar a fost ceva de genul Unde vrei să mă trimiți pe mine? Pe ce coclaur vrei să mă trimiți pe mine? Eu, care știu și cum o să vreau să arate toată casa mea, îți pot spune și ce culoare au perdelele de la bucătărie. Eu, eu mi-am imaginat toată viața aici, să slujesc în biserică, să nu, eu nu mă duc. Um, și uh, predicatorul a zis Simt că mai trebuie o ultima dată să mai fac o chemare. Dacă Dumnezeu te cheamă astăzi, să, și te provoacă să-ți dai viața lui în slujire, predă în slujirea lui. Și atunci am văzut o vedenie și era Dumnezeu și sub el erau o grămadă de mâini care erau înălțate așa spre adorare către el. Și ce era frumos erau că erau mâini albe, negre, galbene, roșii. Și am fost așa de umplută și copleșită de, de faptul că, wow, Dumnezeu își primește slava, Dumnezeu își primește cinstea și cât de fericiți sunt oamenii ăștia să laude pe Dumnezeu și am zis, da, pentru asta, asta, pentru asta vreau să fac, să mă folosească Dumnezeu să și primească gloria, vreau să, pentru așa ceva vreau cât să mă aveai? predai. Oh, 2005, <laughs> uh, 22, nu, 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 17, scuze, 17, 17 ani. Ane. 17 <laughs> ani aveam atunci. Acum eu pun întrebările astea pentru că sunt mulți oameni care se gândesc, mă, chemarea asta trebuie să fie în mod special doar pentru anumite persoane, doar la o anumită vârstă și poate că ar trebui să spunem detalii de astea, să înțeleagă oamenii că Dumnezeu cheamă oamenii în slujire, ne cheamă în slujire chiar dacă suntem tineri fără experiență multă. Da, și dacă aș putea să intervin un pic, nu doar chestia asta de chemare, dar eu fiind dintr-un context, din familie, de penticostal, nu era, nu era meu dar uh, soția vine din familie în care cunoșteau puțin despre Dumnezeu, dar... Da, nu, ai mei nu sunt pocăiți. Deci eu sunt singura din familie. Wow. Și să primești chemarea așa... Bun, și ve vedenia era pentru prima dată când ai avut vedenie? Da, eu n-am avut și am primit, să zic așa, repetitiv darul de vedenie abia, um, cred că acum, 5 ani. Deci nu, atunci nu-l aveam. Deci pe la 27-28 de ani am primit a fost, da. Bun, în dreptul meu, <laughs> a, fost, a fost puțin altfel. Acum, din, în familie, nu pot să spun că am cunoscut ideea de uh, misiune sau slujire transculturală, internațională și așa. Chiar dacă mai știam că în anumite momente tata pleacă până într-un capăt al țării, și se vehicula ideea de că, sau cuvântul că merge în misiune, știi? Dar nu pot să spun că am avut chestia asta. Undeva pe la 19 ani, după momentul în care am încheiat un legământ cu Domnul, n-am știut care e chemarea mea sau în ce direcție să merg, dar am primit o invitație și mi s-a spus, da să lucrez la sunet pentru biserica noastră. Și am spus, da, vin, vin, vin să vă ajut cu drag, am învățat, era o stație un pic mai veche, la Biserica Marnata din Ghiroda, și după ce s-a întâmplat asta, am fost credincios în lucrul ăsta. Și a venit o altă invitație, uite, astăzi ar fi nevoie de cineva care să cânte în grupul de laudă și închinare, nu suntem despui și am vrea să, dacă ne poți ajuta cu asta, și am spus, cum să nu? Și de acolo am făcut așa o trecere înspre slujirea prin cântare. De acolo, pentru că trebuia să aleg facultatea și Dumnezeu așa a rânduit lucrurile că am ajuns la facultatea de teologie, unde am învățat să slujesc pe Domnul prin cuvânt, pasiunea mea era predicarea și după 2-3 ani de facultate, și slujire prin zona uh, Banatului pe aici. Unul dintre mentorii mei pe care l-am întâlnit în paralel pe lângă facultatea de teologie am făcut și școala de misiune Team Action, așa se numea, din Arad și mentorul meu de acolo care m-a învățat metodul de predicare, m-a învățat foarte multe lucruri cum pot să-L pe Dumnezeu la un alt nivel cu o altă calitate a slujirii și așa a frate, păstor, un om al Dumnezeu deosebit pe care îl iubesc, Domnul să-l cu cuinteze. <laughs> și, dumnealui, după ce am terminat facultatea, am găsit un job aici, în Timișoara, lucram, erau finanțe, slavă Domnului, tot era bine. Și într-o zi o sunat telefonul și era frate Nelu și mi-a pus o întrebare. Mi-a zis, frate Sami, îți mai place să predici? Am spus, da, îți mai place să slujești pe Domnul? Da. Am spus, este o oportunitate de slujire. O biserică din Oltenia, din zona Olteniei, ar avea nevoie de un slujitor full-time. Și am spus, dați-mi o săptămână să mă gândesc. Mi se pare că e o decizie foarte importantă și n-aș vrea să o iau așa la telefon din prima. Am spus, fără probleme, e foarte înțelept. Ia-ți timpul și... Mă lasă să fac aici o paranteză. Te rog. Am aflat eu așa din culise că într-o zi la școală, când erai tu, fratele meu, a pus o întrebare. Cine vrea să ajungă cu un predicator mai bun ca mine? Și unul singur a avut curaj să zică. Da, da, da. Mi-aduc aminte că în momentul ăla uh, am stat și m-am gândit. Adică n-am stat să gândesc prea mult. M am uitat la vârsta mea, m-am uitat la vârsta Dumnealui și la faptul că El ne învață pe noi ce face el atunci, la 40 și ceva de ani, ne învăța tot ce știa el mai bun, tot ce... și am zis păi dacă el ne învață așa și eu am vârsta asta, eu cred că Dumnezeu poate să mă crească și să... <laughs> <laughs> și știu că am ridicat imediat mâna sus și unul dintre prietenii mei care era lângă mine, imediat mă tras mâna jos și face bă, cum să spui așa ceva? Zis, bă, dar eu cred, eu, eu vreau <laughs> eu vreau lucrul ăsta, așa am văzut ca o oportunitate, ca o chemare cumva ai curaj oricum da, 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 au fost. O. Să, zici, să zici la profesor. Dar știți care e lucru interesant și ce am văzut? Că s au bucurat. Asta am vrut, la, asta am vrut să ajung. Că nu sunt mulți oameni care își doresc mă, uite, vreau să cresc cu oamenii ăștia să fie mai buni ca mine, să crească mai, mai puternici ca mine, să învețe mai bine ca mine. Și mă bucur, Domnul să-l binecuvinteze și pe el și pe tine. Și se că râvna aia nu neapărat vine din curajul, din curajul ăsta firesc. Eu cred că a venit de la Domnul. Da, și eu cred lucrul ăsta. După ce s-a întâmplat tot episodul ăsta, a urmat o săptămână pentru mine în care am început să caut pe Domnul și să pun întrebarea asta, să mă întreb pe mine și nu doar atât, pentru că, na, noi suntem penticostali, știi? <laughs> știi unde vrei, vreau să ajung deja. <laughs> vreau să spun că în săptămâna aia, și nu, nu exagerez, nu. Am fost în cinci cercuri de rugăciune, cum le spunem noi, sau în cinci locuri în care dedicate rugăciunii și slujirii profetice. Și de cinci ori Dumnezeu mi-a vorbit, dar în fiecare dintre ele, în fiecare profeție pe care am primit-o, Dumnezeu trata caracterul meu, îmi spunea trebuie să renunț la lucrul ăsta, trebuie să schimbi Atitudinea asta din viața ta, trebuie să faci asta, vreau să te binecuvintez în felul ăsta, dar niciuna din cele cinci uh, profeții pe care le-am primit peste viața mea, sau cuvinte pe care le-am primit, n-au avut în ele direcționare, dute, Te trimit, sau, nu știu, simbolistică, barieră închisă sau lucruri de genul ăsta, niciuna. Și am ajuns la finalul săptămânii, era duminică, și trebuia să-l sun pe fratele Nelu. Și nu aveam un răspuns venit de la alții, prin alții sau așa, să spun. Și în momentul ăla am înțeles că Dumnezeu așteaptă ca eu să mă dedic, eu să tu iau o decizie. Da, să iau o decizie și vreau să vă spun că m-a ajutat enorm de mult. După câteva luni, când venea să, dacă aveam o gara aproape, urcam pentru că am slujit în băilești, în județul Dolj, acolo am slujit, dacă aveam o gară sau așa, am luam toate lucrurile și aș fi plecat. Dar mi-aduceam aminte că nu au venit, trimiterea mea nu a venit prin sora cu tare sau prin fratele cu tare, ci eu am semnat înaintea Domnului, eu am spus, da, vreau, trimite-mă. Cât timp ai slujit acolo? Știi cum zic alții, că știu cât armator făcut și așa. <laughs> <laughs> și eu zic, doi ani fără două luni. <laughs> da, apropo de, de... Dumnezeu așteaptă să spui da, ăla de la să fie de la tine. Așa am pățit și eu când am fost în Sudan. Asta a fost în 2010 și erau trei, trei baze de lucrare și tot timpul ziceau păi, tu mergi în cea mai sigură, tu mergi în cea mai liniștită bază de lucrare. Eu am mers acolo pentru trei luni de zile. Ei, în alea trei luni de zile era să ne ieie foc <laughs> Baza de viziune, am fost atacați, am făcut malarie, am avut niște lupte spirituale groaznice, pentru că au făcut cineva niște sacrificii în lângă baza noastră și am fost neamăit și am avut vise urâte. Și știu că au fost chiar după momentul după ce am fost atacați, și uh, a fost un conflict și chiar nu știam dacă mai prindem a doua zi. Um, și s a făcut un fel de reuniune a întregului uh, staff, a întregii echipe și au zis cine vrea să iasă. Este un avion care e bine astăzi și altul nu mai vine pentru o lună. Cine vrea, astăzi poate să plece. Nu, dar n-am împățit în Oltenia. <laughs> <laughs> și știu că i-am scris la păstor um, și am scris la mama mea, care mama mea din nou nu este pocăită. Și amândoi o zis, Alexandra, tu ești acolo, tu hotărăști. Și uh, am stat și m-a rugat și am zis, Doamne, ce să fac? Și mi-am amintit de cântarea aia care zice că nu-i cal... E cântare, da, nu calea noastră veșnic înflorită și nu-i viața noastră totdeauna un palat, dar merită, dar tră, trăim că merită trăită, că peste lumea asta mărcinită există Dumnezeu cu adevărat. Și atunci am zis, da, ăla din toată inima și da, ăla după aceea a fost o, o, o putere pentru mine să pot să stau și restul perioadei. Eu sunt curios tare familia ta fi făcând parte din altă religie, mm -hmm. cum, au, cum au văzut situația? Tu ai zis, Doamne, mă dedic. Cum a fost procesul ăsta de a merge și ai învăța că tu trebuie să mergi în misiune, să-i ajuți pe alții să se pocăiască, să vină la o altfel de religie? Um, is, două, is, două abordări, mama și tata. Mama vine dintr-o familie, în sensul în care bunica mea e pocăită, străbunica mea a fost pocăită și, ah, okay. și mama e singura care nu este, Deci mama știe, mama crede. Mama eu, după ce am primit chemarea, a spus, dacă ți-o confirmă un proroc, o cred. Și următoarea săptămână a venit un proroc și mi-a confirmat-o și o zis, cred. Um, și atunci... Mama din 2005 până în 2010, când am plecat pentru prima dată, a mai fost în Moldova, a mai a fost așa, și atunci au avut cumva au văzut că nu se stinge pasiunea pentru asta. Și eu zis, Mam, Dumnezeu, dacă Dumnezeu a confirmat-o și a reconfirmat-de atâtea ori, și a fost nu știu, martoră la minunile care le făcea Dumnezeu ca să pot să plec financiare și așa mai departe um, a început să creadă. Și nu um, a fost foarte fain că chiar zilele trecute vorbeam cu ea și zicea, și dacă aș fi avut puterea să-ți spun ceva, pentru că mama niciodată nu mi-a spus nu te duce. O zis tot timpul asta e cu tine și cu Dumnezeu și tu suporți consecințele. Și acum zicea, și dacă aș avea acum puterea să te opresc, să nu mergi cu toată familia și cu nepoții mei, pentru că, după care mă doare inima, n-aș face-o. Pentru că mi-ar fi frică de Dumnezeu lucru mare. Și de socru? Tata, pe de altă parte, este un, um, un aventurier. Um, el este un cățărător. Um, el, eu dau cu el, am dat concurs cu el cine ajunge primat pe toate continentele de pe glob. Tata a fost în Iran, tata a fost în fosta Uniune Sovietică în Caucas, deci a uh, fost în uh, Caraibe. Tata umblă foarte mult și atunci tata au înțeles -o ca este spiritul lui de aventură, care s-a moștenit. Care s-a moștenit și cumva se pliază peste faptul Depende că sunt pocăită. Da. Mai că aventura asta e diferită, mai, mai ales spiritual. Da. Vrei să revenim la detalii de, din Sudan? Poți să ne spui așa, puține detalii dintr-o întâmplare de acolo, care te-au marcat pe tine, eu sunt sigur că a fost. Da, au fost foarte multe. Da, pot să zic prima. În prima zi când am ajuns acolo, Sudanul este, unde eram eu, eram la marginea deșertului Sahara. Și când am aterizat, pe lângă faptul că mi-a fost foarte rău pe avion, pentru că era avion de de 5 persoane, și când am aterizat, să nu vă imaginați că era o pistă frumos, asfaltată, era pământ bătătorit. Oh, și, și ne a urcat într-un într-o mașină cu două locuri în față și în spate deschisă pe toată lumea și bagajele noastre și uh, eu eram deja în șoc. Vedeam ce vedeam oameni, vedeam tot era pustiu, era un pământ roșu, am ajuns la bază, știam că sunt musulmani, nu știam, pot să stau, eram așa cu plește, pot să stau jos lângă ei, o să creadă că le fac avansuri. Am băut 5 litri de apă în ziua aceea de la căldură. Mi era rău de la cât am apă am băut, dar trebuia să mai beau. Și am mers în căsuța mea de pământ și cu acoperiș de paie și m-am apucat de plâns și am zis, Doamne Dumnezeule Mare, eu nu pot să stau aici. Eu nu știu cum, o să, cum pot să stau trei, trei luni aici. Nu, 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 pot. Și în ziua aia, după masa, au venit la noi um, două femei din tribu Comaganța, care, căruia trebuia să slujim. Și m-am îndrăgostit din momentul în care le-am văzut primate pe femeile astea, deși eu nu puteam să vorbesc cu ele, m-am îndrăgostit de ele. Și absolut orice, casa mi s-a părut palat, <laughs> apa mi s-a părut sucul cel mai bun. Și căldura nici n-am mai simțit-o cât de fericită și încântată eram. Așa mă umplu dragostea lui Dumnezeu pentru femeile alea. Și am zis, Doamne, 10 ani dacă stau aici să pot să vorbesc cu ele, să mă împrietenesc și să le spun despre Dumnezeu. A, am zis, da, merită, merită. Facem o paralelă cu Oltenia acum. Paralelă cu Oltenia. <laughs> <laughs> um... Mă, tu, tu și cu mine știi bine că mulți zic, frate, noi avem Altenia, avem Africa noastră, avem săracii noștri, și astăzi vreau să tragem o concluzie la sfârșit, să vedem care e diferența între una și alta. Cum voi ați venit din două lumi diferite și acum mergeți în aceeași lume împreună, undeva la capătul Pământului. Astăzi vreau să vedem lumile din care ați venit și care e direcția. Mai eu vreau să spun acum m-am bucurat foarte mult. Sora mea a fost invitată în locul ăsta la Crămioara. Ai avut-o ca invitată la podcast și a vorbit despre chemare, locurile în care Dumnezeu a trimis-o. Vreau să spun că am fost împotriva slujirii ei. Îți spun sincer. Pentru că fiind în Oltenia și locuind acolo deja poate de 5-6 luni, puteam să văd progresul în slujire sau rodirea pe care au avut-o slujirea mea, știi? Și ea ne spunea că urmează să plece nu știu ce țară pentru o lună și că merge în Africa. Și eu am auzit deja expresia asta, avem noi Africa noastră, avem noi India noastră aici, nu trebuie să pleci departe, că le găsești. Și am, am acceptat-o peste viața mea, știi? Și am început să o critic cumva, să-i spun măi, nu, nu se poate, uite, eu sunt aici de șase luni și abia s-au schimbat câteva chestii și tu mergi pentru o lună, nu pentru trei, nu pentru, pentru o singură lună. Ce poți să schimbi acolo? Trebuie să le spunem la oameni că dacă vor, pot să vadă podcastul. o să punem la aici un card undeva uh -huh. și să-l vadă cu lăcrămirea. Au fost puțini oameni care s-au uitat la mărturile extraordinare. Așa, continuă. Ok. <laughs> Și am, am abordat chestia asta peste, sau am acceptat expresia asta peste viața mea, știi, avem noi Africa noastră, am început să trăiesc în felul ăsta uh, și mă uitam înspre misiunea, mai ales misiunea pe termen scurt, internațională, foarte, cu o privire și așa, o atitudine foarte negativă. Deci, eu după un an de zile abia am reușit să fac cu tare lucru sau cu tare lucru. Mergi acolo și ai o grămadă de bariere, barieră culturală. Tu n-ai timp sau nu știu cât timp ți-ai luat să studiezi cultura lor, să vezi cum după aia ai bariera lingvistică și alte și alte lucruri pe care n-ai cum să le înveți într-o lună și doar o lună ai acolo cu ei. Ce poți să faci? Cât de roditor poți să fii, știi? Asta era. Plus, faptul că am văzut eu cu ochii mei și înțelegerea mea atunci, acolo în Oltenia, am văzut sărăcie. N-am avut niciodată oportunitatea până atunci să văd Africa, mi-am imaginat, dar am intrat în case foarte săraci, o, copii foarte săraci, la care era o familie, le murise mama și erau mulți la număr. era, era foarte greu pentru ei tatăl era un om plin de probleme, alcool, era alcoolic și acum voi știți cum misiunea a dat ați fost în multe astfel de locuri și ați văzut ce înseamnă sărăcia în țara noastră și lucrurile care le cuprinde. A venit vremea în care Dumnezeu a dărâmat lucrul ăsta din, din mintea mea și m-a făcut să înțeleg ce, ce înseamnă Africa. Las că asta povestești mai încolo. Așa, mai încolo. Când după aia vrei să-mi peste niște etape foarte importante. Aș vrea să povestim, să povesteți, că eu ascult. Așa, cum v-ați cunoscut și cum v-ați decis să mergeți în misiune? Um, povestea noastră începe, cred că, cu mult înainte să ne cunoaștem. Um, noi ne-am cunoscut în 2014, dar povestea noastră înce a început în 2002, 2010. Eu eram în Sudan. Uh, apropo de lucru că multă lume zice că ah, pleci în misiune ca să dăruiești ceva, dar de fiecare dată am realizat că când am plecat în misiune, eu am venit mult mai bogată înapoi. Și eu eram în Sudan, uh, mergeam de la bază la strip că căruia slujeam și Dumnezeu mi-a zis acolo pe drum, Alex, am, acum este momentul uh, în care vreau să încep să te rogi pentru jumătatea ta, pentru că eu vreau să încep să-l pregătesc și să te pregătesc și pentru tine, pentru el. Și din 2010 eu am început să mă pregătesc și să mă rog pentru el. Da, nu știam eu de ce trec prin toate șlefuile prin care am trecut, știi? Se ruga cineva cu... ardoare, eram la facultate, deja eram, no, treceam printr-o grămadă de schimbări și... Dar dacă mi-amintesc, 2010 a fost anul în care te-ai botezat, sau când da. ai? Cu datele la mine, îmi cer scuze, nu sunt punctul meu foarte. Și când ai zis anul în care ne-am cunoscut, m-am bucurat că ai zis că e 2014. Da, da. No, no, nu, nu, punctul meu foarte. Da, în, în ce consta pregătirea asta? E curios că oamenii sunt. Poate și astăzi interesați, de cum ar trebui să te pregătești înainte de căsătorie. Că eu cred că e foarte important. Ne pregătim pentru de toate. Ne pregătim da. pentru multe lucruri în viață și nu prea am văzut școli în a ne pregăti pentru căsătorie. Sau cum Dumnezeu ne pregătește, cum te pregătit pe tine. O a făcut într-un mod atât de minunat și divers. Um, am început să ascult predici despre căsătorie și despre pregătirea despre căsătorie. Paul Washer are uh, câteva predici frumoase, sunt și predicatori uh, români de la care am ascultat. Am uh, citit cartea uh, Eu, Isaac, mă căsătoresc cu tine, Rebecca. Uh, mai sunt câteva cărți frumoase. Pe lângă asta am început să mă rog și Dumnezeu efectiv îmi dădea sfaturi ce să mă rog, cum să mă rog. Am avut mentori care um, mi-au spus, uite, um, asta se cer lui Dumnezeu, asta se cer lui Dumnezeu și um, una din lucrurile cele mai frumoase Dumnezeu m-a provocat să-mi fac o listă. Eu sunt omul listelor, eu recunosc, totul la mine este pe bază de listă. Dumnezeu m-a provocat și a zis, pune-mă la încercare, Făți o listă cu tot ce dorești de la soțul tău. Am, Mi-am întrebat da? mama... Dacă știi tot ce vrei în casă, cred că și de la soț. Da, ne am întrebat mama, mi-am întrebat prietenele care sunt căsătorite deja ce ați cere de la Dumnezeu pentru soțul vostru acum că sunteți căsătorite și am pus lucruri foarte diverse am pus că vreau să știe să calce am pus că știe să-și facă de mâncare să fie bun să fie un bun cunoscător al Bibliei am pus inclusiv lucruri am vrut să fie brunet, creol cu ochi căprui am pus era mare lista vreo 15 sau 17 puncte erau acolo. Și... A, nu știam eu de ce trebuie să ajung în Oltenia. Acasă am trăit o viață hotelieră, știi, cu atâtea surori. Da. Ele îmi călcau hainele. <laughs> no, mâncare făcea mami. apoi când am ajuns acolo, trebuie să calc, să, mânc, să pregătesc mâncarea. Am da. învățat să-mi spăl hainele. Nu le pui pale așa acolo. Interesant. Continuă, continuă. Da. <laughs> și în momentul în care l-am întâlnit și am început să-l cunosc, am realizat că cred că din 17 puncte sau 15 puncte cât avea lista mea, un singur punct nu, nu l-am primit. Nu-mi plac pisicile. <laughs> deci pe bune. Eu <laughs> am da. spus acolo ultima era să iubească pisicile. Mm. Interesant. Da. <clears throat> Și e, asta nu s-a întâmplat? S-au încălzit. că, adică, nu. Dumnezeu Le ne trimite, Da, și acum Dumnezeu ne trimite într-o țară unde sunt animalele preferate a întregului popor egiptean. Okay. <laughs> așa că. Da. Azi. Dar asta a fost uh, bucata mea de unde a început povestea noastră să ne cunoaștem. Eu, când am plecat în. Adică, din momentul în care m-am întors serios la Dumnezeu și așa, uh, n-am fost uh, atras în relații de prietenie sau lucruri de genul ăsta. Eu am înțeles un lucru. Pentru mine, asta s-a aplicat în dreptul meu. Eu, prima relație de prietenie care o să am, vreau să ducă la căsătorie. N-am timp de joacă, n-am timp de alte lucruri. M-am dus în Oltenia și... No. Cineva de acolo tot încerca să mă <gântă -i> refocalizeze, să îmi fure focalizarea, să zic, uite și pe persoana, uite și... -i. mă am zis, eu n-am venit aici să mă însor. Am venit aici să-L pe Domnul. Am venit aici să... Na. Și mi-aduc aminte că undeva, aproape după una jumate de slujire și de uh, încercări, lupte, biruințe și așa, am ajuns și eu la concluzia că nu e bine ca omul să fie singur după câteva zeci de cămăși călcate, după câteva... ăsta. Am să da, să ruga să... pentru unul care știe să da, am realizat că nu-i bine ca omul să fie singur. În toată perioada asta mă rugam și eu m-am rugat pentru viitorul partener de viață și ăsta era formularea mea. Doamne, mă rog, și pentru viitoarea domnul Teanu. Ăsta <laughs> era apelativul pe care foloseam și lucruri care, nu știu, simțeam eu în momentul ăla, poate le spuneam binecuvântări pe care le doresc pe viața Nu pot să spun că mi-aduc aminte vreuna dintre ele, dar cred că soția mea împlinește mult mai mult decât ce am gândit eu sau am cerut eu atunci. Și undeva în perioada asta în care am realizat că nu-i bine ca omul să fie singur și așa, unul dintre partenerii de misiune. Eram trei slujitori acolo și fratele păstor. Și unul dintre ei în timp ce Spărgea lemne, a avut o viziune. Și m-a văzut pe mine alături de uh, una dintre fetele de la biserica din care el venea. Soția mea și noi acum slujim în biserica Alfa Omega din Turda. Și el m-a văzut alături de sora Alexandra. Eram într-o scurtă vizită la Timișoara și m-au sunat fratele, eu nu gheții, domnul să-l cu amin. amin. Da, un om al lui Dumnezeu deosebit. Îmi place cum zice ea, amin, știi? Da. L-am adică iubit și înainte și acum am da. iubim și mai mult pe da. și pe toată familia lui. Uh, M-a sunat și face Sami, tu știi. Și știam, că ne-au zis de o grămadă de ori, el fiind și având chemarea asta și de profet și așa, îți bă, la mine niciodată să nu veniți cu chestii de astea că vreau să știu cu cine să mă căstoresc sau nu știu să... O zi, la mine nu veniți cu de-astea. Orice altceva ne rugăm fără probleme, dar pe chestia asta eu nu... Na, asta a fost chestia care avea el. Și o zic, tu știi că eu, eu pe latura asta nu mă bag. Și zic, da, da, da. Vreau să spun că o singură dată în viața mea am mai avut lucrul ăsta și a fost pentru sora mea și cum Natuie Sora natul mea mei. și cum natul meu, da. Și zic, bă, nu. No. <laughs> <laughs> și am zis, spune, pe păi, te-am văzut lângă sora asta. Ce, vrei să mergi mai departe? Dacă nu, aici moare tot și sunt chiar. Eu fiind deja afânat, așa, pregătit de domnul, știi? Deja era dorința să zic, mă, dă te rog, numărul ei. <laughs> am luat numărul de telefon Eu am crezut că el o să-i comunice și o să-i spună și ei viziunea pe care au avut-o, știi? Am luat telefonul, am... cred că, nu știu, o zi, două, m-am gândit ce mesaj să scriu prima oară. M-am gândit, m-am răzgândit, m-am gândit, m a răzgândit, răzgândit. Și până la urmă am trimis un mesaj, nu mai țin minte sigur. Știu că am început cu sora Alexandra și am zis, legat de viziunea pe care au avut-o fratele Ionuț. Și dacă ai vrea să ne cunoaștem, să da, Și-au venit răspunsul ei. Răspunsul meu a fost dă-mi timp o săptămână să mă rog. Da. Zis, no. Am zis, nu. Și eu am cerut pauze din astea de când o fost să plec în Oltenia. Băi, e o decizie oricum importantă. Asta, asta a fost o chestie, că i-aș ola timpul ăla să se roage. Eu nu mi l-am luat, știi? Am zis, ok, vedem. Ce-o fi cum... Eu după aia, pe la... La mijloc cu relația. Atunci mi-a venit, bă, și eu ar fi trebuit să mă rog atunci, să fiu mai sigur, să fiu mai... Da, da. După o săptămână în care s-a rugat, a venit și răspunsul. Și răspunsul a fost da. Și așa v-ați cunoscut. Da, așa am început să ne scriem. O, o, o latură foarte interesantă care am văzut-o la ea mi au spus foarte clar. Uite, eu în perioada asta lucrez. N-aș vrea, să mă, mă deranjez. Eu lucrez la ăsta, pot să mă sun sau să-mi scrii de la ora de la ora de, de dimineață și după masă între orele astea. Zis, perfect, mi-a convenit foarte mult. Și eu eram cu slujire, eram um, acolo dimineața de la ora 7 trebuia să fug repede. Aveam um, un loc after school sau uh, înainte de școală, nu știu cum să. Na. Acolo trebuia să mă întâlnesc copiii chiar înainte să plece la școală, uh, hrăneam câteva familii din băilești care nu aveau posibilitatea să aibă o hrană caldă pe masă, veneau acolo la misiunea Speranța și primeau ceea ce era de primit, mâncare. Eu aveam un timp de rugăciune cu ei și după aia pleca la școală. Și în perioada aia nu prea puteam să vorbesc de dimineața cu ea sau scriam un mesaj și. Mi-a convenit foarte mult după masă să putem să discutăm. Și după aceea a urmat perioada în care ne-am cunoscut, și um, un lucru care l-am făcut și care am, am realizat că nu a fost foarte de folos. Um, am abordat toate diferențele dintre noi de la început. Adică, da, era, ne plăcea unul de celălalt și uh, eram încântați unul de celălalt, dar Um, nu am neglijat să vedem, ok, astea sunt diferențe majore între noi, um, chemarea fiind unul dintre ele, uh, și știu că am făcut um, și un curs de consiliere premaritală, care a fost extraordinar de bun. Um, Ne-au pus în să gândim unele lucruri, um, care, ca și proaspăt, îndrăgoste, ce te interesează. Să povestim, nu știu, despre administrarea banilor. Sau unde o să locuim. Unde o să locuim? La ce biserică o să merg? La tine, la mine? Exact, exact. Sărbătorile. Um... Cine are o chemare mai importantă, chemarea da. ta mai importantă, chemarea da, mea, da. eu predic, eu trebuie să slujească cineva. Dar cine se sacrifică dacă, de exemplu, cine stă acasă ca să meargă la altă în slujire? Foarte, foarte ajutătoare au fost discuțiile astea. Au da, fost un curs foarte benefic pentru noi. Și recomandăm lor, cine se gândește în vederea căsătoriei, să apeleze la așa un da, curs. Da, să, să treacă printr-un curs premarital. Deci Eu am văzut, ne dădea un profesor, în exemplu, și spunea despre o familie care au venit proaspăt, proaspăt în răgosti și așa, pregătiți să se căsătorească. Și a zis, uite, aș vrea să, să vă pun numai câteva întrebări. Că noi n avem nevoie de un curs primar și așa. No, ok, așa numai să vă pun câteva întrebări pe rând. Intrați în birou și vă întreb. Deci, ok, a intrat uh, el, primul. No. Unde o să locuiți? Păi la mine, frate, cum? La mine. Și cine o să se ocupe de finanțe? Eu, frate, cum? Da. O să punem toți banii împreună și eu mă ocup de ei, da? Și cam câți copii aș dori să aveți? Păi, frate, câți de domnul? Slavă domnului și așa. No. Ok. Și a intrat domnișoara și au pus aceleași întrebări. Și au zis, a, păi, mie mi-ar place să fiu mai aproape de mama, mi-ar place să locuim, așa. Și cu banii, păi, păi, fiecare cu banii lui, că doar avem joburi separate, așa. Și copilași, unul maxim doi, spunea ea. Spus pastor, ok, aș vrea să veniți aici împreună și hai să comparăm notițele, știi? Și brusc o realizat amândoi că E minunat să fii îndrăgostit, e fain, e un sentiment extraordinar, știi? Dar parcă rațiunea trece pe bancheta din spate. Și a trebuit să, să, discute. La ce biserică o să mergeți? Era altă întrebare. La mine, că eu cânt în cor, la mine. Și la nu, că eu predic, eu, știi? A fost foarte important. Foarte fain. Deci de, da. de încă un lucru care l-ai avut înainte, Alexandra? Un mentor. Da. Cred că astăzi e nevoie de mentori. Oare cum ai făcut tu să-L găsești? Sau te-a găsit El pe tine? Primul, mi l-a dat Dumnezeu prin harul Lui, îl um, cheamă Marcel Șaitiș, momentan este um, misionar da, stă... în Madagascar, pe vremea aia era robun și credincios, era secretar la APM. Eu am mers în Sudan când am mers prin APM și atunci Marcel a venit cu mine să mă prezinte la mai multe biserici, ca să se roage pentru mine bisericile. Și în timp ce mergeam înspre bisericile din Cluj, eu fiind din Turda, mai discutam despre subiectul ăsta. Și uh, Marcel mi-a dat, având deja ani buni de experiență, este un om care iubește soția, îi spune prințesa lui. Um, și mi-a dat niște sfaturi și mi-a dat un exemplu cum un bărbat ar trebui să-și iubească soția extraordinar. Azi că poate într-o zi o să-l invităm și pe el. Ori aici, ori mergem noi la el, dacă nu. Cred da. că m-ar primi cu inima largă. Da. Știu că da. ne-a făcut câteva invitații. Da. Um, dar de atunci am realizat importanța unui mentor și în fiecare etapă a vieții mele sau cu fiecare dar spiritual, fiecare slujire nouă care o primesc, eu cer de la Dumnezeu specific un mentor. Da, foarte fain. Multe lucruri le-am învățat. Nu cu capul. cu Da. E bine, acum le vorbim ușor, nu? După ce trecem. Da. Sigur că mai sunt multe Se vine mai frământă Domnul, mai trecem prin ele. Bun, v-ați căsătorit? Sau mai vreți să ne povestiți din Până să ne căsătorim. Așa. Soția a fost invitată. Și aici, aici a fost o latură foarte interesantă pentru mine. A fost invitată de uh, sora mea, dacă nu să meargă amândouă în India. Deci, în câte țări ai fost? Înainte de găstorie. Să slujesc. Să slujesc. Să slujesc doar în trei. În trei. Patru, dacă număr și Egiptul. Patru. Așa, patru. zi, de India. Da, și... Chiar în, în momentul la plecare ei în, în slujire se plia pe ieșirea mea din slujirea din uh, Oltenia. Și în momentul în care eu urmas, mai aveam o săptămână de stat în Oltenia, uh, ea avea o săptămână și pleca. Și în momentul ăla chiar a fost o criză pentru noi ca și relație, în relația noastră, pentru că I-am întrebat, mă las să plec. Zis, mă, am stat să mă gândesc. De spus, i-am spus, da, ești liberă, până la urmă. Da. Nu era încă încă nu ești nici logodnica mea, <laughs> dar nu <laughs> ești Da, deci, da, ești liberă. Cum să nu dute? Dar în mintea mea era foarte pornit. Și pe sora mea că a invitat o invitat-o, <laughs> ca să fiu sincer, și, uh, și pe ea că pleacă. Eu așa simțeam că o să am nevoie nu știu, de uh, o perioadă de ajustare după ce m-am întors din, din Oltenia și așa, așa de mult aș fi avut nevoie de cineva și, uh, nu știu, am ajuns poate aproape de depresie când m-am întors de acolo și mă gândeam la ea că e plecată, nu știu unde. Și nu vreau ai locul. Da, în... după ce am venit de acolo, stăteam și mă gândeam, oare ce face biserica duminica asta? Cine... Cum te-ai te simțit să vin într o zonă așa grea într-o zonă mai bună? Ai venit în Banat, nu? Da, na, înapoi la biserica cum din Ghiroda, biserica Maranata. Cum am spus, foarte greu să mă acomodez și n-a fost cineva care să mă învețe. Deci pe latura asta de mentorare n-am avut pe cineva care să mă ajute. Am venit cu răni din locul ăla. Am uh, trebuit să trec printr un proces... Eu, Acum ați conștient de procesul, atunci n-am fost conștient de el. Și am, am avut așa niște lupte pe care, mă Dumnezeu, m-a trecut biruitor. Și am înțeles că, acum am înțeles, că, dacă ar fi fost ea acolo, multe lucruri le-aș fi îngropat cumva și aș fi trecut așa peste ele, dar Dumnezeu vroia să mă confrunte pe mine. Prima oară să rezolve rănile din viața mea înainte ca să intru în, într-o relație de căsătorie cu rănile alea poate sau cu frustrările alea. Prima oară au vrut să le vindece în viața mea. Și una dintre ele și chestia asta a fost că eu numai pentru România mă deci Eu nu vreau să merg să slujesc în altă parte, maxim în diaspora românească. Deci undeva la români. Pentru că asta e, asta... Na, da, așa am gândit-o, știi? Și Dumnezeu a început să mă frământe și a început să frământe și până la finalul lunii aceleia, o fost ziua mea, ea nu a avut acolo internet în, în, în India, n-am primit nici numai după câteva zile, am primit de la ea un cuvânt de la mulți ani și chestii de astea și o, eram foarte împotrivă, eram așa, am zis, ai, cu misiunea asta, uite că au plecat acolo și s-a pus întrebarea, bun, când se întoarce, ce fac? Că ea mi-a fost foarte clar în momentul ăla, care e chemarea asta de a pleca? Și chiar o plecat. M-a lăsat aici <gânt> și o plecat. Deci mi-a fost foarte clar care are chemarea asta să plece. cum se împacă cu chemarea mea pe care o simt în momentul ăsta? De asta. Nu de a pleca, de asta. De a rămâne aici. Și așa, așa m-a frământat Domnul și așa m-a modelat că în momentul în care s-a întors, zis, nu mai, nu mai, contează oriunde ne cheamă Dumnezeu. Numai să fim ascultători de El. Eu vreau, dacă Dumnezeu mă cheamă să merg, îți dispus să merg. Să știi că mi se pare mult mai greu pentru o femeie, într-o relație, să-și continue lucrarea dacă bărbatul nu simte aceeași chemare. Și cred că a fost multă luptă acolo în rugăciune. Și pentru mine vreau să spun că exact asta e a fost când am e... fost, da. De când am plecat, am realizat eram așa de fericită că îmi fac, că trăiesc chemarea mea. Deci nu este fericire mai mare decât când faci ceea ce ești chemat să faci. Și era perspectiva că mă căsătoresc cu un om care nu are chemarea asta și asta e ultima dată când mai simt bucuria asta în viață. Și am spus... Nu m-am gândit la aspectul ăsta, tot <laughs> sincer. <laughs> și am zis, i-am spus, i-am zis... Nu, nu se poate, deci nu se poate. Eu știu la ce sunt chemată și, dar în același timp, deja mi era foarte, foarte dragă. Și am stat și m-am frământat, și era cumva dragostea față de el și dragostea față de misiune. Și noi ne rugam în fiecare seară, asta era obiceiul nostru, și într-una din seri. Um, o a avut cineva, nu mai știu, dar a fost destul de ambiguă lucrarea și în sensul în care eu trebuie... O rugați în India. Da, în India. Da, mulțumesc. Eram în India și în fiecare seară noi ne rugam. Și într-una din seară, una din fete, o zis așa, o avut o lucrare și o zis, tu trebuie să renunți la el. Punct. Și eu eram... Am zis, ok, hai să ne mai rugăm o dată ca să pot Dumnezeu, nu știu, să-mi vorbească și mie Dumnezeu, pentru că eu sunt genul de om care Orice decizie o iau eu cu Dumnezeu, nu eu, Dumnezeu prin altcineva. Și am stat și m-a rugat și ăla a fost și pentru mine momentul în care m-am frânt și am zis, îl ador, îl iubesc atât de mult pe omul ăsta, dar dacă nu-i voia ta, eu te iubesc pe tine mai mult. Și înțeleg că ascultarea e cel mai important lucru. În momentul ăla, a venit o bucurie peste mine am început să cânt și la final, cum nata mea, sora lui, o zis din partea Domnului, o zis, el are aceeași chemare. Cât de repede intrați în ea, depinde de tine cât te rogi, în ascuns. Și eram atât de fericită, pentru că, nu știu, parcă l-am primit înapoi după ce am renunțat <laughs> la el, l-am primit înapoi. Și, nu uh... cred că ai renunțat după ce ți l-a luat cineva. <laughs> Da. Și amândoi, în, separat, Dumnezeu a făcut numitor comun, și am înțeles că nici misiunea nu e importantă, uh, nici evanghelizarea nu e importantă, ci ascultarea de Dumnezeu. Na, hai pe primul loc. Da. Ce ai zice la cineva care trece prin ce ai trecut? Um, dacă altcineva mi-ar fi spus și, s ar fi făcut ce am făcut eu în sensul că s-o ruga și mergi prin credință că omul ăla care încă nu are chemare o să fie și vi fi zis, hu, cam riști mult. Dar pot să spun, nu renunța la identitatea ta în Hristos. Și um, Dumnezeu are un soț, fie, poate, are un soț pregătit pentru tine, care se suprapună peste chemarea ta. Nu compromite. Pentru că asta este bucuria de plină. Spun de la o femeie care sunt căsătorită, fericită, mama doi copii, împlinirea cea mai mare este să ai când răstrești când și faci chemarea Dumnezeu. Da, cred că asta e unul dintre aspectele cu care uh, misiunea transculturală se confruntă, în sensul că, din câte știu, multe fete ajung să slujească single. fete singure și ajung să slujească și primesc chemarea din partea lui Dumnezeu, dar când spuse în situația asta și mulți bărbați ajung să le pună în situația asta, știi, de a alege eu sau chemarea ta. Și e, e puțin dificilă. E puțin dificilă. Acum eu vreau să te întreb un lucru. Consideri că mersul în vizită la o biserică e misiune? Acum văzând, tu ai experimentat multe. Da. <laughs> Eu am văzut când eram în Oltenia, veneau la noi vizitatori și mi-aduc aminte de cineva că o experimentat o luptă supranaturală mai puternică pe care, nu știu, pe mine Dumnezeu m-a oferit de ea, știi? zis, uai, toată noaptea m-am chinuit mă, nu știu ce a fost foarte grafic ceea ce au spus el știi și cum rezistați aici și cum puteți să faceți că am venit în misiune numai pentru trei zile și după aia plec înapoi stăteam și mă gândeam dacă chiar e misiune în sensul că mergi, dar nu trebuie să rămâi, adică e adevărat poți să îmbogățești cu darul pe care l-ai primit, poți să faci ceva, poți să mai pui o cărămidă la un zid sau Uh, misiunea, cum o văd eu, trebuie să treacă câteva bariere. Cel puțin două. O barieră etnică, o barieră lingvistică, știi? Ceea ce facem pentru câteva zile într-o altă locație e evangelizare, e slujire, uh, slujire prin darul pe care Dumnezeu ți-l-a dat, o vizită poate. Un ajutor, unul da. oameni care sunt Acolo. da, da, poți să încurajezi poți să uh, nu știu, binecuvintezi pe cineva, o biserică întreagă poți să darul pe care Dumnezeu ți l-a dat dar pentru ca să faci misiune sau așa, trebuie să te investești să te dedici lucrările alea, știi? Și cum am spus să traverseze câteva bariere cealaltă o văd ca sau să te miști să te muți, să ieși din tot confortul tău pentru că sunt și misionari Național, pe care avem. Uite, este Fundația Area, ä, Alianța pentru Răspândirea Ev 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 Evangheliei Acasă. Știi? dar sunt oameni care au venit, poate, din țări cum Spania sau Italia, și au venit și, și trimiși de Dumnezeu sunt în, în zone în care nu este, nu știu, nicio biserică evanghelică. Și sunt localități mari și sunt localități multe, este Proiectul 100 care vorbește despre asta sunt multe proiecte în, în direcția asta dar puțini oameni dispuși să lase tot și să se mute pentru ca să fie full time în slujirea Domnului, să dedice tot tot ceea ce sunt, tot ce au pentru asta, aia poți să o văd ca misiune Da, foarte fain Bun, mai povestiți-ne înainte de căsătorie sau după? Asta a fost, um, cred că, prima mare decizie care am luat-o împreună <laughs> cu Dumnezeu. Um, cred că după ce ne-am căsătorit, um, fiecare am fost așa încredințați câte o slujire în biserică și au trecut aproape șapte ani, șase ani. Da, ceva în genul. Până când uh, Dumnezeu ne-a activat, cum ar fi, și ne-a chemat să ieșim în afară. Adică, lo-a activat, știi? Cam așa ar suna. Da, da într-adevăr. Eu mi-am continuat uh, să mă rog. În momentul în care s-a înființat departamentul de misiune, eu am început să fac parte din departamentul de misiune. Am început patru oameni să ne întâlnim. Uh, Asta la biserică la voi. Da, la no, biserica la noi. Fai. Am început uh, să ne rugăm. Și... Uh, Dumnezeu nu a dat lucrarea asta mică și fiind credincioși, în ea Dumnezeu tot lărgit-o. El. Da, Dumnezeu mi-a lărgit granițele de slujire în Biserica Alfa Omega și am fost ordinat ca diacon, apoi am fost ales în Comitetul Bisericii de fiecare dată, pentru că de multe ori, de foarte multe ori m-au invitat să vin la departamentul de misiune. Dar îi spuneam, măi, atâta de ocupat. Acum, tu ai strugirea asta ocupă-te de ea. Domnul este bine mergi merge înainte, știi. Dar eu, uite, am și chestia asta, am și chestia asta, uite, trebuie să mă pregătesc pentru un mesaj la tinere, trebuie să fac asta. E farfuria mea e plină, tot asta era. Farfuria mea e plină, nu pot să fac și chestia asta. Și în 2019, la începutul anului, în luna ianuarie, pe la început, vine la noi cineva acasă și în timpul nerugăciunii a avut un mesaj profetic în care îmi spunea că în anul ăsta, în 2019, Dumnezeu te va trimite până la marginile pământului. Bine. O. Și am trecut peste. <gântu -i> Știi? am luat majoritatea lucrurilor care au fost puse acolo și așa, dar lucrul ăsta am fost mai rezervat. Trecut luna februarie, luna martie din nou. În Dumnezeu și tot în mod profetic, în noi acasă, din nou mi-a vorbit despre faptul că mă va trimite până la marginile pământului și acum eu din ce am învățat și cum știam eu cuvântul, băi, când Dumnezeu se repetă, e ceva e ceva acolo, știi? <laughs> Na, și um, am vorbit cu soția mea și am zis, uite, simt că ar trebui să pregătim niște fonduri, să fie ceva, dacă va fi să plec, să nu fim așa nepregătite, să nu... Am început să strângem niște bani și am zis, dacă cumva nu plec nicăieri, nu-i problemă că avem niște bani puși deoparte, știi? Nu strică niciodată. Vedem la ce îi folosim, nu rămâne ei acolo, știi? Uh, și timpul trecut am început să mă gândesc unde mi-ar place să merg. Și inima mea a fost atrasă de Africa. Nu știu, am zis, dacă mi-ar place să merg într-o țară, sau pe un continent, mi-ar place să merg într-o țară din Africa. Și m-am dus de câteva ori la departamentul de misiune și acolo am aflat că urmează să facă o călătorie pe termen scurt, două săptămâni în Uganda, la fratele Florin Bucur, acolo care misionează împreună cu familia lui, oameni de Dumnezeu deosebiți. Și am zis, acolo simt că ar trebui să, să merg. A început strângerea de fonduri, Dumnezeu ne bine binecuvântat, a fost bine, am văzut cum toate lucrurile se așează, dar chiar în ajunul plecării, chiar înainte cu uh, câteva zile, la uh, un cerc de rugăciune de la noi din Turda, printr-un profet, Dumnezeu a dat un, un mesaj destul de, de dificil. A început să spună că niște căpetenii demonice se ridică din adânc și vor face război celor care merg acolo. Și dintr-o dată am văzut cum soțiile celor care urmau să plece nu au mai fost chiar așa fericite, știi? Nu mea era fericită. Nu <laughs> <laughs> mea era fericită. N-am știut cum să interpretez. <laughs> 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 Dar ei nu știa că eu mă rog în nascuns pentru <laughs> chestia asta. Na, și... Am Ce ai am... zis când ai văzut-o fericită? N-am na, na, știut cum să interpretez, știi? <laughs> <laughs> da. Pentru că spunea că diavolul vrea să distrugă, să. Da, no. stai, că e serioasă treaba. Știi? Și ea fericită, cu zâmbetul pe buze, așa. No. Eu vedeam rugăciunea mea împlinită după patru ani de zile. Cum să nu? Trăiam niște clipe. Da. No. Să spun cum a fost în Uganda. Povestește-ne. No, am ajuns în Uganda, toate lucrurile au fost bune, au fost frumoase. Am mers acolo, fratele Florin bucurare o lucrare extraordinară și unul dintre uh, triburile pe care au fost, la care au fost chemați să le evanghelizeze, să lucreze cu ei, este tribul Batua. Și are o lucrare frumoasă. Am fost să vizităm uh, toate bisericile care au fost plantate în tribul acesta și cred că am vizitat trei locuri. În ultimul în care am fost Uh, am avut oportunitatea minunată, nu știu, așa ceva am experimentat ceva înălțător să fiu alături de frații mei acum când vă gândiți la un trip de pigmei scoși din junglă pentru că în junglă, în locul în care erau tot în zona aia trăia o specie de gorile se numesc gorilele silverback sau spate de argintiu și mai erau câteva exemplare undeva de ordinul sutelor, 250-350 de gorile, astfel de gorile. Numai că um, și pigmeii care trăiau acolo, tribul Batua, uh, erau, gorile astea erau pe meniul lor, știi, le uh, vânau pentru Aici că erau proteine. O da, 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 și statul, uh, în urma presiunilor pe care le-au făcut anumite televiziuni, cum ar fi National Geographic sau alte uh, care se ocupă de ceea ce înseamnă natură și așa, au hotărât să-i scoată afară din junglă și să-i aducă în zona populată pentru ca animalele acelea să aibă în, în continuare un habitat. Și i-au luat pe oamenii ăștia, i-au împărțit în trei țări, în uh, Ruanda și uh, Uganda și Congo. În, acolo era la... Granița dintre țările astea, pe graniță undeva era situat tribul ăsta și i-au împărțit și fiecare au luat câteva familii și pe lângă faptul că i-au împărțit așa, i-au împărțit și în Uganda. i, -i trimis într-o parte așa. După ce s-a întâmplat lucrul ăsta, pe lângă faptul că Uganda este considerată o țară de mâna a treia, ei au ajuns niște cetățeni într-o țară de mâna a treia, niște cetățeni de mâna a treia. Pe care nimeni nu-i dorea. Ca și când aici la Moșnița, la voi ar veni cineva și nu știu, ar descoperi cine știe ce oameni munți, în munții noștri încarpați, știi? care zice, nu, trebuie să le dați pământ. Aici pământul tot împărțit, nimeni nu vrea să își de dea terenul lui unde vrea, are plan să-și facă casă, să-și facă un de acolo, știi? Na, și au fost priviți foarte, foarte rău. Un metru și un zâmbet au, sunt micuți, știi? <laughs> și... <laughs> un și... metru și un zâmbet. Da. Uh, frumusețea este că Dumnezeu iubește. Chiar dacă nimeni nu dă doi bani pe ei, nimeni nu știe cât sunt, sau așa poate la un... Nici nu știu dacă ori trecut de un recesământ sau ceva în genul ăsta, n-au buletin, n-au pașaport, au doar un nume, nu știu cât s-a au. Sunt cei care sunt mai în vârstă, nu știu cât s-a au. Uh, dar pe oamenii ăștia îi iubește Dumnezeu. Și fratele Florin au primit chemarea asta să meargă să-l să, îi, să ducă pe Hristos acolo. După ce am fost și în, în locul ăsta, în a treia biserică unde am fost, s-au strâns toți care erau creștini din tribul ăsta, s-a făcut o sărbătoare extraordinară, s-a dat o masă, am, am luat cina Domnului împreună, în vârf de munte. A fost ceva ce în viața mea n-am experimentat. Împreună cu frații mei să mă închin acolo în vârf de munte. A fost extraordinar. În momentul în care trebuia să plecăm de acolo, urma să plecăm într-o altă zonă, zona se numea For Portal, și acolo Dumnezeu dorea și să înceapă o lucrare nouă. Tot într-o parte în care erau oameni din tribul Batua. Și trebuia să mergem să-i cunoaștem. Or diavolul nu vroia asta. De ce spun asta? Pentru că în momentul în care am plecat, ploase și acolo, na, drumurile, este un lut. În momentul în care plouă, devine mai alunecos decât zăpada și mașinile, nu mai ai control asupra lor așa. Ei, am plecat de acolo, Dumnezeu ne-a oferit pe drumul ăla și am zis, o să ajungem cu bine. Mașina pe care o conducea fratele păstor, care a fost cu noi, Mircea Deteșan Junior, a fost implicat într-un accident rutier foarte, foarte grav. Dar noi ne-am rugat pe toată perioada asta, dacă diavolul are un plan, înseamnă că vă încearcă să oprească un plan al lui Dumnezeu mai mare. Și ne a rugat ca Dumnezeu să protejeze echipa, Dumnezeu să lucreze, Dumnezeu să dea la o parte. Ei, el o ales să permită până la un punct ca planul ăsta să se ducă la îndeplinire. Și un camion mare cu prelată care urca la munte, sus. Au intrat pe contrasens peste microbuzul pe care îl conducea fratele Păstor, și în care era o majoritate echipei. Și nu au apucat foarte puțin să tragă de volan înspre parapet, pentru că în partea opusă era o prăpastie și jos era apă care curgea foarte puternic. Acolo n-ar fi avut nicio șansă dacă zburau în momentul impactului în, înspre prăpastie. Dumnezeu a dat înțelepciune și o tras înspre versant și a căzut cu microbuzul acolo într-un șanț adânc, dar nimeni din echipa misionarilor nu a avut nimic. Unul dintre ei a fost așa un pic zgriat aici la antebraț, atât. Ne spuneau că în momentul impactului nu mai știu care așa s-au adunat în mașină. Îmi spunea unul dintre prieteni, nu mai știam dacă mâna asta e mâna mea sau e mâna altcuiva. Piciorul meu, nu mai știam, e piciorul altcuiva. Așa de tare, eu nu dat acolo impactul. Când am ajuns, dar înainte să ajungem, unul dintre cei care era în mașina ugandezilor o trecut prin parbriz, erau în față trei și unul dintre ei o zbura prin parbriz. Dumnezeu l-a oferit și o da viață. Ideea care e? Fratele păzitor o pus mâna pe telefon și o sunat... Uh, repede pe Mircea pe, pe misionar, îmi cer scuze pe misionar, pe Florin, și-a spus Florin, sună repede să vină o salvare aici pentru că am trecut printr-un accident și e nevoie de salvare -a zis, bine, bine, zis Florin, ok, ok, ajunge și noi imediat, și închis telefonul și s-a întors spre mine, eu stăteam în scaunul pasagerului și face, bă Sami ăștia se cred în în Turda ăștia se cred în România, de unde e aici a salvare? aici dacă îți dă Dumnezeu zile, ai? Dacă nu, s-a încheiat. Și în momentul ăla am realizat, am realizat, de fapt, unde am venit. Știi, până atunci Uganda e o zonă foarte frumoasă, e o țară foarte frumoasă, e supranumită Perla Africii. Vezi niște locuri extraordinare, am trecut prin savană, am văzut elefanți, am văzut tot felul de animale pe care poate noi aici le vedem doar la um, Zoo sau în, nu știu, la televizor, știi? Ori acolo ele trăiesc în habitatul lor natural. E o zonă foarte frumoasă. Dar când am realizat că n-ai o salvare, n-ai un, un, ajutor, am ajuns la locul impactului și când am văzut mașina și când o văzut, am zis, nu se poate, aici, aici nu știu cum o să fie. Când am ajuns, am realizat că în spate, la camionul ăsta cu prelată, în el, erau undeva poate la 30 de africani care urcau muntele. Și am stat să mă gândesc în momentul impactului. ce au fost, au fost viteză, ei urcau cu viteză, ăștia la coborau cu viteză, a fost un impact așa de puternic să nu te ții neapărat de ceva, că mergi în obișnuință cu mașina, nu vezi ce urmează să se întâmple. Când coborau din mașină, am ajuns acolo și coborau din mașină, păreau că sub influența alcoolului, așa se clătinau, așa. Cred că au fost loviți dintre ei. Na, Dumnezeu ne-a oferit s-o rezolva problema. Am stat după poliție. Deci nici poliție nu vine acolo imediat la locul accidentului sau da, de unde am stat și nu, nu exagerez cel puțin două ore. Polițistul a venit așa în spate, cred că o făcut ea mânele la un motor, la o mobră din asta veche și l-a luat cineva, a venit, avea numai o vestă, după aia de că era polițist, avea o vestă din aia verde și scria pe ea poliție, avea chipiu sau alte chestii și acum îl văd, avea niște cizme de cauciuc și rodea așa la un porun fiert. Au venit, au măsurat acolo câteva ăsta, frâna, ce trei ei să măsoare la accident, la barnam. Cum am măsurat? Cu pasul. <laughs> deci au măsurat cu pasul acolo, câțiva pași încolo, câțiva pași încolo, s au uitat, o mai întrebat un african de acolo, au venit Florin să încerce să discute și s au întors și au arătat așa hotărât înspre Mircea și-a zis, cine-i șoferul de acolo? Nu, no, tu ești de vină. Doar din cauza că ești alb și poți să plătești și mașina lui și poți să plătești și mașina ta. Deci acolo a fost foarte clar. Deși o încerca să explice, uite, el e de vină, uite. Dar, dar, dar tu plătești. Tu o să... Da. Partea frumoasă e că până să plecăm din uh, Uganda... Dumnezeu a trimis toți banii necesari ca toate daunele să fie acoperite. Din Slavă țări Dumnezeu. din România, din uh, Suedia am primit uh, finanțe și din alte locuri de pe globul ăsta. Dumnezeu a acoperit toate lucrurile pentru ca nimeni să nu iasă pe minus. Are Dumnezeu resurse. Da. Asta așa ca și răspuns dacă uh, are România Africa ei. Nu. <laughs> România <laughs> nu are Africa ei, cum e Africa. Da, asta, asta a fost. un bine nu? Da. da. Deci, oricât când... de sărac ai fi aici în România, când pui mâna pe un telefon și sun la 112, apare un echipaj care poate să te ajute într-o formă sau alta. Acolo, dacă ești bolnav, majoritatea oamenilor se pun în pat și ori se vindecă de la sine, ori mor. Na. Și ai. tratamentul pentru noi, ca și români, e o, sum e o chestie foarte infimă, de ei n -au. 2 dolari, 3 dolari pentru o injecție, pentru o chestie, un medicament antimalarie, o chestie ei you know. Ne povestești cum a fost cu malaria la tine? Că ai, ai trecut repede de asta. <laughs> da. Eu știu că voi aveți multe. Acum timpul nostru... Sperăm, să, sperăm să, nu, să nu se plictisească oamenii să aibă timp până la sfârșit, că la sfârșit o să povestim de lucruri foarte importante care depind, de care depind viitorul vostru și lucrarea care aveți de acum încolo. Povestește-ne puțin. Uh, cum am povestit, um... Noi n-am știut decât ulterior um, că s-au făcut ceva sacrificii um, animale în jurul la um, în jurul baza, bazei. bazei noastre. Da, acolo undeva s-au adus niște sacrificii și am început să ne îmbolnăvim pe rând, um, respectiv să avem coșmaruri. Și um, eu am făcut malarie. Și sacrificiile astea se făceau cu vraci. vraci da. Ah, cu da. Um, este de menționat, Bun. da. Um, tribul la care am slujit eu este animist. Ei aveau vrăjitori sau vraci. Um, și bineînțeles că noi spuneam că Dumnezeu e cumva atotputernic, Dumnezeu e la care te poate vindeca. Um, și ei și majoritatea triburilor animiste trăiesc... Um, guvernați nu de credință, ci de frică. Și atunci, clar că vracii primeau bani când vineau oamenii la el cu probleme să fie vindecați și așa mai departe și erau foarte supărați că noi predicam un Dumnezeu care te vindecă pe gratis. Și da, și nu știm cine, dar a fost cineva și a adus un sacrificiu o vacă și după aceea am început să ne îmbolnăvim și am început să avem coșmaruri. Eu am făcut malarie, dar nu a fost, vreau să spun că a fost, am avut răceli mai urâte decât malaria. În schimb, am avut coșmaruri foarte urâte, tot în perioada aia. Și am amintesc că într-o seară um, stăteam și efectiv am văzut un câine mare negru cu niște ogroșii lângă mine și au zis, trebuie să ieși în Sudan până în data de sau te omor. Și în momentul ăla am simțit efectiv cum niște aripi, nu, niște brațe, așa ca niște aripi, vin și mă iau în brațe. Și am început să cânt și să mă umplu de puterea lui Dumnezeu și am zis, eu nu ies aici în numele lui Dumnezeu, eu nu ies aici din numele lui Isus, decât când mi-i lucrarea gata, nu când hotărăști tu. Și um, am avut un frate, um, păstor din Nigeria. Nigeria este, cred că, epicen Nu, este centru vudu în Africa Omul ăla era un, un războinic uh, spiritual extraordinar Și el când a văzut lucrul ăsta și-a descoperit uh, rămășițele sacrificiului Ce făcea seara, nu mai știu la ce ora uh, Înconjura toată baza noastră cântând și rugându-se Nu seara, noaptea pe la trei, îl auzeam și wow. efectiv simțeam apăsarea asta spirituală când trecea pe lângă casa noastră rugându-se că se ridica de peste noi. Și-au făcut -o asta câteva zile și wow, toată lumea și-a revenit. Lumea revenit. Da. Slavă Domnului! Amin! Wow! <coughs> da, dacă nu mi povestiți de alte experiențe ascultăm, dacă nu o să trecem la o altă parte foarte importantă. Mai am eu una. Apropo de ce spunea soțul, că ce poți să faci în două săptămâni, ce poate să facă Dumnezeu cu tine în două săptămâni în, într-un loc, pe termen scurt. În Primul rând, te transformă pe tine. Asta este... Cred că asta e la fiecare misionar. <laughs> da. Dumnezeu vrea să-l transforme pe el, da. Atât. prima dată. Da. Și apoi să facă cu el ceva. Da. da. Dar noi, de exemplu, am avut o experiență când am fost în India, Dumnezeu um, ne-a spus dinainte um, să ne rugăm, să ne-a ne ne rugat Dumnezeu să ne dea o viziune ce vrea să facă cu noi în India. Și Dumnezeu a zis, vreau să fac minuni cu voi acolo. Și noi am mers încredințați că Dumnezeu vrea să facă cu noi minuni. Um, am mers, și eu cel puțin am mers să am mers ceva de genul dacă tu spui și dacă tu hotărăși să mă folosești pe mine... Nu. No. Alegerea ta, dacă chiar pe mine, dintre toți ăștia care sunt cei mai capabili și deschis tu chiar pe mine, nu. Dacă vrei să-ți faci de lucru, dă-i înainte, să vedem. Um, și am ajuns într-un loc. Era, noi lucram în mahalale foarte mult. Um, în India nu ai voie să lucrezi pe stradă public. Trebuie să mergi la cineva, deci ori în biserică, ești constrâns ori în biserică să faci lucrarea, ori la cineva acasă. Și am mers într-o Mahala, unde era doar o singură femeie um, creștină în toată Mahala. Și aveam cu noi pe uh, cumnata mea care era cadru medical și mai aveam o studentă la medicină. Și atunci am spus că facem tabără medicală. Asta însemna că ele două dădeau o aspirină, un paracetamol, uh, pansau, dezinfectau și așa mai departe, consultau și uh, noi ceilalți stăteam și ne rugam. Pentru oameni. Um, și, bineînțeles, am mers știind că Dumnezeu o să facă minuni. Și am stat toată după masa și am consultat și, bineînțeles, că au venit foarte multă lume și ne-a rugat și n am văzut nici minune. Și am plecat de acolo, triști și confuși. Și <laughs> Na, am plecat și... Um, după câteva zile sau după o săptămână, ne întâlnim din nou cu femeia aia și au spus că, o, după ce ați plecat voi, în următoarea zi și în următoarea zi au început să vină oameni înapoi și să zică, tu care vreau să știu mai multe despre Dumnezeu ăla în numele căruia te-ai rugat și despre Isus în numele căruia te-ai rugat. Pentru că, uite, te-ai rugat și în următoarea zi n-am mai avut nimica. Te-ai rugat și nu mai doare spatele. Te-ai rugat și nu mai doare capul. Te-ai rugat și am fost bolnav și nu mai ești bolnav acum. Și așa au putut femeia aia, după aceea cum oamenii au venit înapoi, să le mărturisească despre, uh, despre Isus Și uh, ce a fost foarte interesant e că noi l am întrebat Dumnezeu și am zis, doamne, dar de ce n-am văzut noi atunci minuni pe loc? Și Dumnezeu a zis, o, oh, e foarte simplu, pentru că dacă le vedeați voi, oamenii asociau minunile cu voi. Și zicea, ăștia sunt oamenii care au făcut minuni. Și să da. salbi. Și să da. Dar când voi ați plecat, nu au rămas în urmă decât femeia aceasta și numele meu. Și el este făcut slavă, de slavă. Da. Tot, tot pe latura asta despre care spunea uh, soția și mărturii, cum spuneai, ce poate face Domnul în, în două săptămâni, că asta era chestia care, sau întrebarea pe care o adresam sorei mele când pleca, ce poți să faci în trei luni, ce poți să faci în două săptămâni, ce pot să fac într-o lună. Mi-au venit mie rândul, știi? Am plecat două săptămâni în Uganda. Vreau să spun că cele mai multe minuni și cele mai multe transformări le-a făcut Dumnezeu în viața mea. Și acum pot să spun că nu Uganda avea nevoie de mine cât eu aveam nevoie de Uganda, știi? Și toate modelările pe care Dumnezeu le-a dus, chemării mele și modificările, transformările astea, au putut să le facă în timpul ăla, acolo. Da, mi-au schimbat viziunea, înțelegerea despre chemarea pe care el mi-a făcut-o și mi-au dat o inimă pentru oamenii pierduți și o dragoste extraordinară. În momentul ăla, când treceam pe acolo și am văzut o grămadă de oameni, o grămadă de oameni săraci, deci la noi aici... Uh, dau un exemplu, știi, noi facem balastru sau avem, scoate din balastieră, dai comandă, îți vine un balastru acolo la ei, îi vezi, bunicul, tata, copilul, și e o carieră de piatră și din munte ei iau o bucată mare și o sparg și o fac și o fac. Noi putem aici să ai balastru de 0, nu știu cât, până la balastru mare sau... e tot fac manual. Și am văzut și asta din cauza sărăciei, că nu-și permit mai mult, nu au mai mult. Nu, nu știu mai mult. Școală să faci acolo e foarte scump și așa. Și am văzut dragostea pe care Dumnezeu are pentru da. oamenii ăștia. Da. Și Dumnezeu mi-a transformat viața. Cred că e, e, e într-adevăr cel mai înălțător lucru e să fii într-un loc care nu seamănă absolut deloc nici ca și încăpere, nici ca și mod de închinare simplitate și Dumnezeu simți atât de puternic, la fel de puternic prezența lui Dumnezeu cum o simți în biserica de acasă. Și realizez că Dumnezeu nu e părtinitor. Aceeași dragoste, aceeași pasiune care o are pentru biserica mea, pentru mine și pentru biserica mea din Turda, la fel de pasional iubește și un om și biserica dintr-un trib din vârful muntelui din Uganda sau din Sudan sau din India. Și încă o chestie, știi, noi vedem minuni, lucruri pe care Dumnezeu le, fa le face într-o țară, așa știi, ei pot și mai ales dacă e o țară în care există persecuție sau așa, ei văd altfel minunile. Și noi vedem lucruri care se întâmplă la ei și Dumnezeu lucrează poate prin vindecări, eliberări sau alte lucruri de genul ăsta și ei văd ca minune să te poți strânge într-o biserică unde să fii liber. Știți, asta e pentru ei o minune. Sunt țări unde n-au acces la Biblie sau la Cuvântul Lui Dumnezeu și dacă au o Biblie, o împart și o dau în stânga, Evanghelia după Matei, la cineva, la altul, la altul, la altul, și noi avem cinci Biblii, știi, fiecare traducere, da. fiecare chestie și asta văd o minune. Uh, mai sunt multe lucruri de spus, așa că lăsăm pe vineri, ca vineri să descoperim uh, în partea a doua a emisiunii noastre, viața voastră, chemarea pe care o aveți uh, și lucrarea care vă stă înainte, lucrarea din Egipt. Mulțumim mult! Dumnezeu să vă binecuvinteze, mulțumim fraților că ne ajutați, haideți să distribuim aceste materiale. E foarte important, foarte important ca să fim implicați în această lucrare. Lucrarea aceasta nu e doar a mea sau a lor. Lucrarea aceasta uh, e universală. Avem un Dumnezeu mare care lucrează în, mur în multe părți pe Pământ și. Uh, îi mulțumim că ne face onoarea și nouă, și vouă, să fim parte acestui plan măreț, acestui plan etern. Uh, fiți aproape, distribuiți, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Vineri, la aceeași oră, haideți să fim, să vedem finalul poveștii voastre. Și uh, să știți că nu cred că e ultima dată când uh, o să invităm să vin aici. Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți cu harul lui. Amen.